Nu? Stai că mă cheamă ăsta. Sunteți sigură 100% doamnă că eu am voie să cobor, că eu am voie să cobor în Guangzhou? Mă lăsați să cobor în Guangzhou? I pick it up in Guangzhou. In Guangzhou, perfect. Thank you so much. În momentul în care fac check-in, mi se spune că eu nu am voie să mă bucur de această viză de 144 de ore. Asta e a treia tură pe care o dă. Ireal așa ceva, frate, ireal. Okay, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. No, it's very much. I show you on Didi. I show you how much he charged me. What's the difference? What's the difference, highway? Ah, dar stai că el n-a făcut lui, el n-a fost clar. Nu mi-a zis acum că dacă la suma asta mă duce cu mașina sau nu. Pe boss, poate muge și mă omoară undeva. De-aia acceptat. Hai să dăm la asta că la crește și 5 dolari. Ești nebun? Zice că acum aduce mașina. Deci vă dați seama. Cred că nu o mai vedeți. Okay. Hello. Check-in? Yes, check-in, please. Mamă, ia uitați-vă cum arată hotelul ăsta, bă. This is not our hotel. Nu se poate, bă, deci nu este hotelul. No? Ah, go there. Sunteți sigură 100% doamnă că eu am voie să cobor, că eu am voie să cobor în Guangzhou? Mă lăsați să cobor în Guangzhou? Și face că da, pot să cobor în Guangzhou. Și zic, păi și stau acolo și face ok. Și zic, păi și acolo în Guangzhou am de aia, cum îi spune, am viza 244, da, o aveți. Și pot să mă bucur de ea? Da, vreau să mă bucurez de ea. Și atunci mi-am luat biletul de ieșire ăla către Corea din Guangzhou, deși l-aveam din Chongqing. Vă explic imediat. Low seat, window one check-in luggage, sir, you're gonna pick it up in Guangzhou. In Guangzhou, perfect. Thank you so much. Thank you. Cătălin din prezent vă deranjează. Dragi prieteni, ideea este că acest clip inițial nu trebuia să existe, dar în momentul în care m-am lovit de niște probleme pe care nu le-am întâlnit niciodată în viața mea și când mi-am dat seama că trebuie să mă adaptez în sub 2-3 minute, am decis să filmez drumul până aici în Guangzhou. În video o să înțelegeți tot, eu am schimbat ordinea lor pentru că, repet, clipul ăsta nu mi se părea unul, adică nu era unul pe care l-aveam eu planificat și am zis, băi, din moment ce nu era planificat, haideți să-l punem cumva mai la coadă sau să schimbăm cumva ordinea. Nu știu că neapărat o decizie foarte bună, dar cred că ăsta este un clip extrem, extrem de util pentru cei care vor să vină să călătorească în China și pentru cei care, nu știu, se gândesc că lucrurile se vor întâmpla într-un fel, iar în momentul în care ajung la aeroport, își dau seama că totul se poate schimba. Bine, nu se va schimba pentru că voi sunteți inteligenți, nu proști ca mine. O să vedeți exact ce greșeală majoră am făcut. Vă mulțumesc și nu uitați, dă like! Bă, haide că am făcut o lată, mergem în Guangzhou. Stați să găsesc să văd unde este, stați cam aici scris, unde este gate-ul 112 și vă explic de ce sunt, nu dezamăgit, sunt dat peste cap că mergem în Guangzhou. Vă zic imediat. De ce, mă? De ce să nu te lase? Ah, când ok. Că n-ai fi avut noroc? Sau ce? Da, deci s-a întâmplat, stai că e și pe vlog acum la mine, vezi? Dacă vrei să spunești ceva lui Cristi, dacă vrei să spunești ceva lui Cristi de la Cristi și nu trebuie să mai zic cum pune de la Cristi și la tot timpul zic așa, sunt aici cu el pe discuție că el e bossul pe China și când am văzut ce mi se întâmplă, am zis, sunt și eu la singura persoană care îi pasă de mine, pula mea. Ne calmăm puțin, luăm o gură de bere. Și vă povestesc ce s-a întâmplat. Deci eu, după scurta ședere pe care am avut-o în Shanghai, mi-am spus că, băi, trebuie să mă întorc în China pentru că mi-a plăcut foarte mult. Am intrat în Shanghai cu acea viză de 144 de ore prin care ai voie să intri în țară, dar trebuie să demonstrezi că ieși. Eu acum aflu Manila și voiam să mă duc în Chongqing. Chongqing este orașul ăla super futurist, cyberpunkesc, pe care voiam să-l văd. Din Manila eu am găsit zbor către Chongqing, dar cu oprire, cu stopover în Guangzhou. Aveam biletul de întoarcere, de ieșire din China, din Chongqing, către Seul, pentru că în Seul trebuie să mă văd cu Mihai, să mergem în Busan, să luăm un feribot, să intrăm în Japonia, pentru că încep turul Backpacker Life prin Japonia. Așa, toate bune și frumoase, ajung la aeroport. În momentul în care fac check-in, mi se spune că eu nu am voie să mă bucur de această viză de 144 de ore dacă intru de două ori în China. Și eu zic, cum adică intru de două ori? Păi da, pentru că dumneavoastră aterizați în Guangzhou și după care luați un zbor intern către Chongqing. Da, dar eu intru în Guangzhou, în China, în zona internațională.
Deci nu ar trebui să se pună ca și cum aș fi intrat în China. Nu, nu, că așa se pune. Ok, atunci ce șansă am? Păi puteți să vă opriți în Guangzhou. Păi da, dar eu am biletul de ieșire pe urmă din Chongqing, iar pe viza asta de 144 de ore tu nu ai voie să ieși din provincia în care intri. Adică eu nu pot să mă duc în Guangzhou, după care să iau eu un tren să mă duc în Chongqing și să ies din Chongqing. Nu pot să fac treaba asta. Am intrat prin Guangzhou, trebuie să ies prin Guangzhou. Ok, toate bune și frumoase. Zic, păi și dacă îmi cumpăr acum un bilet de ieșire pe care tu trebuie să-l arăți în momentul în care faci check-in, dacă cumpăr acum un bilet de ieșire din Guangzhou, e ok? Da, pot să cumpăr biletul. Mă duc eu, mă pun să-l cumpăr și până mă vine ideea, mi-aduc aminte. Ia stai puțin, că s-ar părea să fie o problemă. Dacă eu acum am zborul ăsta Manila, Guangzhou, Guangzhou, Chongqing, am eu voie să cobor în Guangzhou? Pentru că pe planeta asta nu ai voie să faci chestia asta. Tu trebuie să respecti tot zborul, tu trebuie să iei toate legurile, mai ales dacă ai bagaj de cală. Mă duc la o supervizoare și o întreb, dar eu acum dacă cobor în Guangzhou, nu o să mă afecteze faptul că n-am luat legul celălalt și spune, nu, că o să vă modificăm bagajele, astfel încât să puteți să coborâți în Guangzhou și să vă luați bagajele. Și acum, cu două ore înainte de a ajunge în Guangzhou, că zborul are două ore, eu trebuie să fac research, trebuie să-mi găsesc hotel, habar n-am ce se face acolo, habar n-am cum se ajunge la, la cazare, de fapt nici măcar nu știu ce cazare, habar n-am în ce parte a orașului, Cristi mă aștept cu niște informații și eu voi să vedeți în acest video care sunt primele mele impresii, cum spunea Cristi, extrem, extrem de reale despre Guangzhou, un oraș despre care nu știu aproape nimic. Băi, hotel avem, da, fine, am închis asta pentru efectul dramatic, acum trebuie să mă apuc să citesc chestii pe care să le facem aici în Guangzhou, că n-am nici cea mai vagă idee. Să aterizezi în Chongqing și să aterizezi în Guangzhou, frate. Și mi-am dat seama că au dreptate oamenii. Nu te lasă să faci chestia asta pentru că tu, pentru a face tranzit aici, pentru nu tranzit normal, să spunem că aterizezi, trebuie... Asta că nu vreau să mă vadă lumea că filmez, da, deci pentru a face tranzit, aici tu ai nevoie de viză, ceea ce înseamnă că dacă tu faci de două ori tranzit, înseamnă că, da, it makes sense. Eu nu știam că pentru a tranzita China ai nevoie de viză și acum în avion mi-am dat seama. Deci da, are sens de ce nu-ți permit să faci combinația asta. Hai să vedem la immigration. Sper să fie rapid. Easy peasy, lemon squeezy. Deci vă rog eu să nu mai spuneți vreodată ceva rău de chinez că mă supăr. Ce mai de treabă oameni, super nice. Deci nu, e experiență cât se poate de blanao. Avem niște probleme cu internetul acum pentru că nu am internet, nu știu ce nu merge eSIM-ul, dar am intrat, suntem în Guangzhou. Hai să luăm bagajul, să vedem cum mergem către hotel. Aproape 30 de minute mai târziu, gata frate, avem internet. Combinația este, v-am spus în clipul ăla pe care l-am făcut prin Shanghai, că îți trebuie internet cu VPN, frate. Deci eSIM cu VPN. Acum suntem conectați. Mamă, bă, deci ce diferență venind din Filipine și ajungând aici. A, uite, scrie acolo, online car hailing. Ceea ce înseamnă că avem tot ce ne trebuie, da. Deci ăsta văd că se mișcă. No, mergem acum, n-are sens să mă mai... Oricum și cu basul, vă dați seama că tot așa faci, mă faci două ore cu basul, măcar cu taxiul mă sui în el și asta e. Uitați aici, cred că se vede acolo sus, online car hailing. Ne-am luat, am găsit un hotel super drăguț, dar e destul de departe, am făcut rezervarea, am și plătit, pe un moment dat seama că suntem departe de unde voiam să stau inițial, la 10 minute după ce am aflat că trebuie să ajung aici. Știam eu, ai vrut să mă duc în zona aia și am căutat hotelul, am băgat adresa și m-a trimis în altă parte. Haideți să vedem acum unde e bossul.
deci nu, călătoria asta nu putea să înceapă mai rău. Deci asta nu știu ce a făcut. Mergea către mine și dintr-o dată s-a întors de unde a plecat. Și eu nu înțeleg ce trebuie să fac acum. Că eu teoretic aici sunt bine, eu stau și mă uit și văd numărul de matriculare 9101 și dacă văd pe omul îl opresc. Deci nu se poate, sunt atât de obosit. Atât de obosit, nu vă puteți da seama. Și psihic și tot. E și cald, nu știu ce mi-am pus asta pe mine, geaca asta enormă, deși e, afară sunt 32 de grade. Eu sunt terminat. Asta e a treia tură pe care o dă. Ireal așa ceva, frate, ireal. A treia tură pe care o dă atât de dată parcarea asta, să mor eu. I go to Foșan. Oh, Foșan. Yeah. Foșan. Foșan Hilton. Hilton. Hilton, yeah. More or less. I want to know the price. Ia să vedem ce preț îmi zice bolangiu. No, no, it's okay, it's okay. It's okay, it's okay, it's okay. No, it's very much, I show you on Didi, I show you how much he charged me. What's the difference? What's the difference, highway? How much? Wait a second. I show you this. Hey, highway, but what? Is it faster? What's the highway? I don't understand. Last, how much? No, no, I go and I wait. 200. No, I don't. For this, I don't. Sorry. Okay. I wait. No. You give... Nu, frate, în pula mea aproape dublu ești nebun la cap. Îmi cere dublu față cât îmi cere Didi. Un număr cu ăsta nici să mă bați. No, one people. Two people. You got two people. No, it's just me. One people. One people. Okay, one people. Okay. No, but why you say 320, but why? Because you say premier car, but this is express car, you see? I know, you got half. But I don't know, I want express, I don't care if you have premier. I waste B. But you arrive same. Okay, last, okay. Go. Highway. Ia să vedem, de ce că 300, asta ne ce înseamnă la el 300. Deci 300 înseamnă... No, îmi cere 40 de euro, frate, ești nebun la cap. Cu mașina normală ajung mult mai repede, deci nici nu discut. No, my brother. I don't take highway, it's okay, don't worry. Nu mă duc ăsta nici să mă bați. No, it's okay. Deci, mă bă, it's okay. Okay, let's go. Deci am zis 250, adică mi-a mai... Mamă, deci l-ați văzut? A lăsat-o prima oară, a zis 350, după care mi-a băgat încă 50, a zis 400, după care a scăzut... Că mi-a zis că este cu fiul de... Mamă, deci cum e omul ăsta, boss, cum a încercat omul ăsta să mă ardă. Acum am ars, vă zic eu cât, 250, hai că vă zic că mi-a făcut mars. Dar nu mars pentru că nu mai stau eu să aștept ca un tâmpit, să mă plictisesc aici. Mars cu, față de preț oficial, mars cu vreo 10 dolari. 8 dolari. Dar a ieșit interesant pentru Vigo, nu? Deci cum a luat el prima oară, mi-a pus 350, după care și-a dat seama că, stai mă că e puțin, mi-a pus 50 taxa de autostradă și pe urmă de acolo am început să negociem și am ajuns de la 400 la 250. Adică dacă îi spuneam 200, mergea cu mine, dar nu mai contează. Ia să-l vedem. Pe bossul poate muge și mă omoară undeva. De-aia acceptat. Hai să dăm la că la crește și 5 dolari. Ești nebun? A, la stai că el n-a fost clar. Nu mi-a zis acum că dacă la suma asta mă duce cu mașina sau nu. Poate mergem pe jos, nu știu, m-a scos aici afară. Vrei să mergem la plimbare? Unde? Where do you have your car? Yes. Or we just walk? Yes. You have car, yeah? We don't walk. Ah, okay. Bă, cât de tare e omul. Zice că acum aduce mașina. Deci vă dați seama, cred că nu o mai vedeți. Vlogul ăsta nu o să apare pe YouTube. Îmi face combinația asta, e clară treaba, gata, mare de... Toate mașinile sunt albe la ăștia, frate.
Deci pe ăla nu, pe ăla l-am așteptat de-am înnebunit. Că asta a vrut 20 minute, n-a venit omul, n-am ce să fac, nu pot să stau pe el. Nu, e mult prea, mult prea dubios. De la ultimul cadru, când era camera aici, au mai trecut vreo 5-6 minute și n-a venit mașina și tot zice, într-un minut, într-un minut. Deci că au trecut vreo... Nu știu ce zici. Ăsta e? Ah, ok. Deci e clar, combinație. E clar, combinație. Ia uite, se suie și cu ăla mașină, suim trei. Ce facem, boss, aici? Câți ne suim mașină? Să moară mama. Ia uite. Ia uite pe asta. Ia uite pe asta. Ne, a? Da, nu, mă duc în față, mă, ce? Nu stau eu în spate. Nu stau eu în spate. Când nu sunt femeie, să stau în spate. Vă pun în față ca să văd unde mă duce omul. Jineva? Ok, it's ok. Dă-ți cancel la... Dă-ți cancel la cazarea din Seul, dacă poți. Pentru că pe mine nu m-au... A, nu poți, fie, nu contează. Pe mine nu m-au lăsat să mă sun în zborul de Chongqing pentru că nu aveam voie să opresc. Da, și acum deci fii atent aici, nu ai voie să ai două, eu aveam cu escală în Guangzhou, știi? Și nu ai voie să ai escală și să iei viza respectivă. Și până la urmă am făcut o combinație, mi-a luat repede bilet și acum am ajuns în Guangzhou. Nici nu știu ce să fac pe aici, în pana mea. Deci am ajuns în Guangzhou. Sunt în Guangzhou acum și eu zbor în Seul pe 25. Eu asta spuneam cu cazarea că stăteam împreună, dar dacă tu deja ți-ai luat, nu mai contează, eu ajung pe 25, doar așa ca să știi. Să vedem mașina asta. Vis? Electric? Electric car? No, it's ok. Vreau să-mi dau că este mașina electrică sau nu. Dar cred că da, după cum se mișcă, cred că e mașina electrică, să zic că e mișto, are bordul ăsta aici, tot. Nu știu ce brand e. Uite și asta e ce frumos de tot. Da, sigur. Stai că întrebam pe Google Maps, pe Translate, stați puțin. Ia să vedem. Dar cum fac să se audă? Ia, o secundă. Ta shi dian dong qi che ma? Doi. Aha, ok. Da. Deci e mașină electrică, mă, așa. Gata, am ajuns. Stai să plătesc. Pay? Uite, Alipay. Ok, e perfect. Să-l plătesc pe omul ăsta cu Alipay. Dar să vedem cum. Mamă, deci este super șmecher aici. Mi-am dat seama că am făcut o greșeală enormă. S-a dus dracu toată ideea mea de vlog, tot ce voiam să fac. Ia să văd cum e. Pay. Iertați-mă pentru calitatea imaginii. Nu sunt fericit de cum se vede imaginea. Sorry. Mai ales pe seară, frate. Cu camera asta, dar e more than ok. Ah, perfect. Just this. Ah, șe. Thank you. Nu cred că săracul voia să-mi ia rucsacul. El am dat eu amanet. Thank you. Bye. Mamă, deci hotel. Suntem la Hilton, dragii moșului. La cel mai ieftin Hilton pe care l-am văzut. Și mi-am dat și-o seama că e extrem de departe unde suntem aici. Voiam să încep vlogul altfel, voiam să fac alte lucruri. O să ieșim puțin pe aici să ne plimbăm, suntem undeva la vreo 24 de kilometri de zona în care voiam să stau. Dar pentru că era totul last minute, n-am găsit nimic din ceea ce mi-aș fi dorit. Mamă, frate! Bă, ești nebun, ia uitați cât am mai hotelul, boss. Mamă, cât am mai hotelul, ești nebun la cap. Uite, acolo e o petrecere, ceva. Hello. Check-in? Yes, check-in, please. Deci, ia uitați, frate. Stai pe rămâns, fac și eu check-in acolo să văd ce fac fetele astea aici. Mamă, deci uitați-vă cum arată aici. Ia uite-le pe astea, frate, nu înțeleg ce e aici, să mor eu. E ceva, o petrecere, o... din asta. O serată dansantă. Bă, deci dacă voi știți ce chestii aveam plănuite pentru vlogul ăsta, cum să înceapă și cum începe acum, dar uitați-vă cum poate să fie, boss. Mamă, ia uitați-vă cum arată hotelul ăsta, bă. Nu știu unde mi-a pus omul la rucsacul. Trebuie să așteptăm aici la coadă pentru check-in. Out of this fucking world. Totul.
Ar fi bine să nu mai pierd chestia asta, este departure cardul meu sau de la migration. Bă, țin eu că pur să stai pe aici o grămadă să completez alta. Țin eu, completează și vin cu el la aeroport. Pe aia de Shanghai am pierdut-o. This is not our hotel. Nu se poate, bă, deci nu este hotelul. Deci nu este hotelul, trebuie să-mi iau rucsacul și trebuie să chem ăsta, că deci nu e hotelul, bă. Ireal așa ceva, ce vlog să mor eu. Că sunt mai multe Hilton, Double Tree by Hilton 1, Double Tree, Hampton by Hilton, nu știu, și nu este al meu. Faza tare este că al meu este mai către centru, undeva la vreo 16 km de aici. Hai să-i chem un taxi, să-mi bag piciorul. N-ai cum să fii atât de ratat încât să n-ajungi în orașul în care trebuia să fii. Bă, bine că măcar că am nimerit țara. Asta e important. Să nu fii în orașul în care trebuia să fii, să nu fii în hotelul în care trebuia să fii. Deci, n-are cum așa ceva, out of this world. Și eram foarte fericit să mă aflu în hotelul ăsta, pentru că arată demențial. Și sunt convins tot asta că ăsta în care să stau eu nu arată la fel, că e mai de proastă calitate. Ia uitați-vă aici, cu scaunele de astea mici. Nu mai contează, am chemat taxiul, vine, bye bye. Zice asta, zic ăștia că sunt handicapat, așa, și nu greșesc. Așa, vine și avem de mers, nu știu, sunt vreo 14 km, ceea ce este foarte bine, pentru că eu, până acolo, în zona în care mă interesa, eu undeva la vreo 22-23 de km. Și atunci înseamnă că de aici, de unde stăm acum, avem puțin de mers, puțin, mai puțin de mers. Și vedem ce căutăm, 28772, taxiul. Ăsta e busul pe care îl caut eu, 772. Da. Yes. Book the reservation is the family rate and book for 5 days. 5 days, yes. Okay, the total the rate is this one, please start here. Yes. Perfect. I signed. Okay, that's here. Uh-huh. It's a welcome cookie. If ah, cookie. Ah, welcome here. Cookie. Perfect. Thank you so much. So the room is 13 floor. 3002. 3002, yeah? Ah, okay. Perfect. Elevator is the corner. There. Okay, perfect. Stați să vedeți ce lift au ăștia, frate. Ah, stai, că pe aici nu cred că o să pot. Că ăsta merge doar până la 50, dar voiam să vă arăt. Ah, there. Ah, ok, thank you. Ah, this one goes down. Ah, ok, thank you. Da, săraca fată. Nu știu că are de face cu un handicapat. Uite-mă, guest room lift. Da. Bă, e foarte mișto aici. Foarte, foarte, foarte frumos hotelul. Bă, aici am 50, iar îmi zice 50. Ia. Mamă, uitați cât de mișto. Uitați cât de frumos, bă. Excepțional. Stați liniștiți că în vlogul ăsta nu o să vedeți doar hotel și astea, că pe urmă plecăm. Nu știu dacă în seara asta sau mâine dimineața, dar mergem, că vreau să vă arăt niște chestii drăguțe pe aici. Ia uitați, frate. Ia uite cât de mișto, mă. Și ne mergem la 30, suntem de 30. Pa. Vezi cât de frumos. Din păcate mi-au dat o singură cheie. Nu suport că m-a hotărât să dau ăștia o singură cheie, dar... Ia uitați cât de mișto. Deci asta mie de acolo. Frumos, ne căutăm 3002. Da. 3002. Wow, ce frumos. Ia uite aici. 3003 și 3002. Trebuie să fie somewhere around here. Ia uitați, frate. Uitați ce frumos arată. Ok. Așa. Ia uitați, mă. Mamă, ce cameră mișto, bă. Bă, sunteți nebuni. Ce cameră mișto. Obții la ăștia la doar 36, 37 de euro, ceva de genul ăsta. Ce s-au de mă? Mamă, deci cât de marfă e, enormă. Stați să băgăm pe camera ultra-wide, ca să se vadă totul frumos. Ia uitați aici, cât am mai baia. Pam, pam. Pat. Ia uitați cât de mișto. View vreau să-l văd, frate. Vreau să văd ce view avem de aici. Mai ales că avem exact către Cantonese Tower. Da. A, da, se mișcă, mă, se mișcă.
Hai pune-se mișcă asta, hai să mai vedem ce mai avem pe aici. Avem... Ia uitați cât am mai baia. Bă, ești nebun la cap! Ce cazare e asta, bă! Și ia uitați, bosule, ce obții la 30 și ceva de euro aici. Ireal, bă. Ireal. Uitați cât de frumos poate să fie totul. Îmi place băchina, n-am ce să zic. Îmi place mult. Așa mi se întâmplă tot timpul mie, pentru că eu țin cardurile blocate pe Revolut, că, în fine, am plătit chestii, am refăcut rezervări pe care nu le-am onorat și așa mai departe. Deci da, dragi prieteni, întrucât acesta este cel de-a, deși acesta este cel de-al doilea video pe care îl filmăm, pe care îl public, este primul video pentru mine, că asta este prima zi în care eu ies. Voi ați văzut primul video pe care l-am filmat seara, dar ăsta l-am filmat cum a venit în seara asta și l-am publicat înainte, cum să primim ea mai drăguț. Deci da, astăzi o să încercăm să explorăm ceea ce putem din acest oraș excepțional. Și prima chestie care mă șochează aici în Guangzhou e dată de căldură. Este excepțional de cald. Iar exploratul nostru începe în partea cea mai puțin chineză sau chinezească a orașului, și anume pe Shamiandao Island. Aceasta este o insuliță în mijlocul orașului, undeva la vreo 7 km față de zona în care stau eu, care a păstrat exact influențele britanice și franceze pe care le are acest oraș. Și nu? Stai că mă cheamă ăsta. Uite că nu pot să mă acolo. Go there? Ce pana mea? M-a strigat ăsta, frate, ești nebun la cap. Hai că nu înțeleg ce îmi zice, frate. Deci nu înțeleg ce vrea la mine. No? Ah, go there. Tu dinți. Go inside. Da, da. Ah, ok, ok. Ok, șeșe. E că ăsta mă trimite, îmi spune să intru acolo, deci n-am voie să mă pe acolo, de ce? N-am voie să merg pe jos. A, de ce? Nu înțeleg de ce. Hai că vedem. Hai că e interesant. Deci de ce m-a pus el să vin să intru aici? Ăsta este un hotel, se numește White Swan Hotel. Și nu înțeleg de ce m-a pus omul să vin aici. A, e ceva mă turistic ăsta, e un centru, e... Ia uite-i pe ăștia. Deci nu pot să înțeleg ce e aici. Dar ați văzut că m-a strigat și mi-a zis, bă, nebunule, n-ai voie acolo. Mamă, cât de șmecher, e o grădină, niște restaurante. A, uitați cât de frumos. Deci lumea cred că vine aici pentru hotelul ăsta, mă, pentru a-și face poze. Mamă, deci cum arată aici, bă. Bă, băiatule, ce e aici? A, da, mă, deci cred că pentru a pleca de aici trebuie să închem taxi sau ceva de genul ăsta. N-am voie să mă duc pe jos sau ce vrea să-mi zic ăsta. Asta este hotel, era undeva la, nici nu e foarte scump, undeva la vreo 200 de euro, dar bine, comparativ cu dau eu acolo 30 și ceva, e diferență mare. Dar arată foarte interesant. Hai să mergem până sus. Deci, gândiți-vă că eu acum, mamă ce gagic am văzut, asta poate reușesc să o filmez. Gândiți-vă că eu nu știam nimic, deci eu... Aseară, basically, am început să fac puțin research, să văd și o dată despre locul ăsta, să mi le planific, dar încă lucrurile sunt destul de neclare pentru mine. Ia stai. A, nu, mamă, ce urâtă e. Mamă, deci ce aveți voi? Deci nu, cred că e cea mai urâtă pe care am văzut, adică îmi vreau să fiu rău. Da, da. Dezamăgire, nu contează. Ne uităm aici. A, uitați cât de frumos poate să fie, cât de frumoasă poate să fie grădina asta, bă. Impresionant. Deci eu înainte să încep să călătoresc prin Asia, nu știam cum se diferențez pe asiatici. Mai ales pe ăștia coreeni, japonezi și chinezi. Acum am o chestie foarte simplă. Dacă sunt înalți
și bine îmbrăcați, sunt coreeni. Dacă sunt mici și fac zgomot, sunt chinezi. Și dacă sunt mici și au camere foarte scumpe, așa, de gât, sunt japonezi. Ia mă, haide să intre și noi aici. Hello? Can go? It's okay? Sorry? No, 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 I don't stay here. I just want to have a coffee. Drink your coffee, okay. Yes, just this, please. Okay. Mamă, deci cât de marfă e locul ăsta, boss. Exact aici. Yes, perfect, thank you. E un... ăsta este... By the window? By the window, please, yes. Dacă eu tipa vorbești în engleză, dar sunt eu prost. Ok. I will sit here. Perfect. Thank you so much. Mamă, cât de mișto. Deci ce înseamnă camera asta micuță? Asta este un cuțit. Da? Și acum n-am la mine trebuie. De fapt, e băgat în rucsac și... am prins camera de cuțit și acum o folosesc. Yes? The coffee is a hot coffee? Hot, please, yes. Okay. Perfect. Thank you so much. You're deci... folosesc cuțitul drept trepied, dacă vă vine să credeți. Vedeți să vă prezint pe aici, să vedeți cât de mișto. Deci ăsta este râul Pearl, așa se numește. Și asta mi-aduce de una dintre mi-aduce aminte de una dintre marile mele regrete din lumea asta, și anume Pearl din Nigeria. Și uitați-vă cât de mișto poate să fie aici, bă. Deci arată excepțio fucking nal. Superb. Ce am văzut, ce am aflat despre Guangzhou ăsta, că este un loc în care sunt niște depozite din astea enorme de haine, se face foarte mult business. Toată lumea care vorbesc aici m-a întrebat, ai venit aici pentru business? Sunt, da, pentru business mai degrabă, că sunt român. Da, da, stăm, dăm o cafeluță și pe unde continuăm drumul dacă găsești eu care era masa mea. Bă, nu mai știu unde e masa mea, mă. Cred că aici era. Bă, mi-am lăsat telefonul la masă, dar nu mai știu unde e masa mea, să mor eu. Doamne, cât de prost pot să fiu. Deci e masa mea, unde mi-am lăsat telefonul? E acolo. Da. De exemplu, asta ce e? Ce e chestia asta? Bă? Nu înțeleg. Foarte, foarte frumos. Thank you so much. Nu știu cum am avut eu inspirația data trecută când am fost în China să rămân cu bani. Eu nu știam că o să mă întorc în China și am rămas cu destul de mulți bani. Cred că am vreo 200 și 300, 300 și ceva de yuan de ăștia. Uitați aici. Dar trebuie să vedem cât înseamnă. Că vreau să plătesc aici. Ia, 350 de yuan. 350. Oh, am vreo 50 de dolari, bă, în cash. Hai să vedem dacă îmi acceptă ăștia cash și să plătesc cafeaua. I have some cash and I want to get rid of it. 78. Yes, 78. Okay. Just a moment. Perfect. Thank you so much. Okay. N-aveam mă să-i dau 80, a fost 78 de sfârșit. Cât mi-a cerut fata asta simpatică pe o cafea? 78 de deștia. 78 înseamnă... uf! 10 dolari am dat pe cafea aici. Păi, ești nebun, 10 euro, frate, 78 de aia. 10 euro o cafea. Băi, e mai scump decât taxiul. Taxiul până aici, ce am mers o grămadă, a fost 6 euro și cafeaua 10. Perfect. Thank you so much. Ce. Thank you. Bye bye. Deci ați văzut, mi-a adus restul, e bine. E bine că au avut rest, că se întâmplă să în anumite situații să nu aibă să-ți dea. Aș vrea să merg și la baie și nu știu unde. Sorry? Where is a toilet around here? Or bathroom. Toilet. No problem. Ah, okay, okay, no problem. It's okay. Thank you. Deci nu știa unde e. Toaletă, dar hai să trecem. Uitați-vă pe tipul ăsta. Asta e drăguțică de tot, cred. Da. Da, da, da. Asta era drăguțică. Și acum încerc să văd cum merge și noi la baie în locul ăsta. Uitați-vă câte chestii mișto se vând. Pe aici poți să-ți cumperi un miliard de lucruri. Eu trebuie să merg la baie urgent. Uite-mă, zice acolo, toilet. Și trecem prin... credeam că trecem prin magazinul ăsta, da, nu?
mergem aici frumos și facem stânga. Ia uite și pe asta, boss. Mama, 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 mama. E vară și la toaletă aici cu mine. Ia uitați, frumos, curat. Ce pui să vrei mai mult? Nu?